Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Injustice Gods Among Us. Suntem la capitolul 2 care îl urmărește pe Green Lantern. V-am lăsat ultima dată cu cinematicul care introduce acest capitol și hai să vedem ce poate face eroul nostru. Iată, există mai multe puteri care sunt activate cu ajutorul acestui inel al lui, lanterna, și putem să dăm cu rachete, avem un minigun, avem tot felul de proiectile și avem inclusiv o acțiune mai interesantă de aruncare, acesta, aceea cu peretele, a fost când iei personajul să-l arunci. Iată, cum vă ziceam, personajele mai puternice pot să ridice. Cum a fost racheta aia? Mamă, ce m-a prins în combo. Vreau doar să-i dau cu butelia peste ochi. Hai că mi s-a încărcat și Super Meter-ul. Din păcate nu știu prea multe combo-uri, așa că mă voi rezuma la button mashing și la super powers. Așa. Hai să vedem ultimate-ul lui Green Lantern. Hai, frate. Mamă, și cât de puțină viață a mai rămas. Acum mai dau o singură lovitură și gata. Și asta a fost lupta cu Raven. Guess I won't be getting any more lip from her. Și cred că Cyborg e următorul la rând. The one who's turned you into a second-rate thug. I'll show you second-rate. Talk, you, now. Okay, let's talk about the mess of trouble you're in. Ce rău e Cyborg ăsta, Evil Cyborg. Ia da, ești prieten. Ia, și o butelie în ochi, nu? Nu merge să... Nu știu de ce n-a... Trebuie să apară în partea de sus butonul R1 ca să poți să interacționezi cu chestiile astea. Nu știu exact de ce nu funcționează acum. Hai să vedem ce face și puterea specială. Cred că mi-a mărit damage-ul sau ceva. Adică sper că asta a făcut, că altfel e useless. Oh, shit. Eu voiam să arunc cu acel dulap de scule. Oh, yeah. Am mai găsit ceva. Ce tare chestia asta. Oh, shit. Nici n-am văzut unde am ajuns. Dar aici nu există tranziție de-aia între... Nu. No. Cred că e pe partea cealaltă. Dar nu mai am cum să ajung acolo, că o să luăm băiatul ăsta acum. Well, well. Beaten. Still on straight. Hai să vedem care-i treaba aici. Ia uite-l pe Deathstroke, fără armură. Nu cred că l-am mai văzut vreodată fără armură, cel puțin eu. Poate fanii DC Comics sunt mai bine informați. They catch you. You have the stones to refuse their amnesty? Who are they working for? Who's the only one who can keep matters like them in line?
Ce întrebare. Sinestro. On my way. Ok. I need to charge my ring and you and I are going to take a little trip. Deathstroke pare că a trecut de partea cealaltă a baricadei, iar foștii eroi sunt acum inamici. Mai bine zis, foștii eroi sunt acum răufăcători. Green Arrow die again? Are you fucking kidding me? Green Arrow now, Hal Jordan. This just keeps getting better. Ok, iar e secvență de aia. You amuse me, Jordan. Am început să să apară și combinații de taste. Aici trebuie să mashuiesc toate butoanele cumva. Da, n-am putut să fac asta destul de mult, trebuia să las gamepad de jos. Cum o fi să ții un avion așa în dinți? Oppressing your home planet isn't enough, Sinestro. The One Earth government is similar to mine on Korugar. One Earth. So for now I tolerate you, even Hal Jordan. My doppelganger has joined your side. As did all who wish to live. Ia de aici, prietene. Yes. Cred că asta a fost cea mai simplă luptă de până acum. Ești un tomberon. Ia, frate. That's what I wanted to see. Ce mișto ești tranziția asta. Face că se lovesc de toate chestiile posibile. Inclusiv de elicopter. Oh shit, oh shit. No. M-a prins. Fuck. Ce nervos e ăsta. Dă cu asteroizii mine. Da, a omis ceva. Și eu am power-ul activat și am murit doar din prima lovitură, nici n-a trebuit să intru în animație. Mai bine că oricum l-am mai văzut. Îmi place că se luptă cu ăsta, îl bate și îl lasă acolo, nu îl capturează, nu nimic, ca să poată să-și să-și anunțe prietenii. Call of Cowardice. Lol. Green Lantern fighting Yellow Lantern, aparent. Time to kick my ass. Time to kick my ass. Ah, se pare că ăsta e mai bun decât ceilalți. Băi, ești nebun. Oh, chiar îmi rup pe capul bine. Hai frate, m-a scos și din animație. Cred că asta o să fie prima bătaie pe care mi-o iau. Ce înseamnă să știi să joci cu un personaj? Mă învață aiu. Aha, stai liniștit. Mamă, de ce nu i-am luat nici măcar prima rundă, prima parte de viață. Abia acum. Să vedem dacă pot să egalez cumva. Să vedem cât damage îi face abilitatea asta specială, ultimata, cum place mie să-i zic.
Ha, și l-am adus la un procent de viață mai manageable. N-am ce să fac. A dat-o foarte bine. Bravo. Chiar m-a... Cam așa se dau chestiile astea. Când ai foarte puțină viață, bagi un wager și poți să-ți recuperezi un procent din viață, 25-30%. Și te ajută, uite că era aproape mort și acum l-am adus înapoi la... la 0. Și cred că aici voi pune punct și acestui episod. Vă mulțumesc din nou pentru atenție și vă aștept data viitoare la un nou episod cu un nou personaj. Până atunci însă vă las cu cinematicul care introduce următoarea parte și mă voi întoarce data viitoare. Nu uitați să dați like, share și subscribe și de asemenea să vă uitați și la celelalte materiale de pe canal. Până atunci vă spun la revedere! Nothing yet? The energy signature from the park doesn't match anything in the database. Why don't I just vibrate at the same frequency as the energy signature and follow them? Because we don't know if they went somewhere dangerous. Or if they went anywhere at all. Superman's right. It's too risky. Too bad I wasn't fast enough to catch them in the first place. We'll find them. We have to. A pleasure most rare, Your Highness. I need information on surface world governance, history, and current structure. Ah, for the treaty negotiations with the High Councilor? Yes, the treaty discussions. I'm afraid our resources are limited. Superman has been less than willing to reveal his regime's inner workings. Tell me what you know. Recount the events of his ascension. A thorough review might illuminate new strategies for negotiation. I am humbled, sire. 5 years ago, the criminal Joker deceived Superman into killing his wife and unborn son, and destroying Metropolis. Consumed by grief, Superman killed the Joker. Yes. We all remember where we were that day. Afterward, he showed no restraint. Judge, jury, and executioner, he and other like-minded metahumans quickly reined in the criminal element. Which made him quite popular. The surface world was desperate for strong leadership. Superman consolidated his power. He created the One Earth government. Democratic institutions were swept away. Sire? The High Councilor's envoys await you in the throne room. Flash, Shazam, welcome. Your Highness, it's an honor to meet you. And to be the first surface people to visit Atlantis. Yes, we have important matters to discuss. The treaty. The final draft. Superman is glad you agreed to his terms. May I? Is there a problem, Your Highness? This is complete subjugation. Superman will rule Atlantis. It's what you agreed to. It's what we expect. You threaten me? Tread carefully. We have our orders. Tell Superman.